Vă invit să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Cartea Proverbele. Vreau să sublinez faptul că această binecuvântare de a face bine nu e doar din Nou Testament, asta există din totdeauna și Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care să facem binele și chiar să urâm răul, să ne depărtăm de el și să facem numai binele. Proverbe, capitolul 3, Versetele 27 și 28, pagina 642, Proverbe 3 cu 27, Cuvântul Domnului spune așa, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți să o faci nu zi aproape lui tău, dute și vino iarăși, îți voi da mâine când ai de unde să dai. Vei vi să vă reașezați. Cum bine știți, suntem în acest studiu, știu ce cred, e foarte important să fim conștienți de ceea ce credem. Și astăzi am ajuns la lecția 29, timpul trece foarte repede, Așa că din mărturisirea de credință am ajuns la lecția 29 și cred că nu terminăm, adică nu cred că sigur nu terminăm în acest an universitar, pentru că mărturisirea de credință este foarte importantă și trebuie să știm ce credem. Da? Pentru că dacă nu știi ce crezi, n-ai cum să crezi bine. Dacă nici măcar nu știi ce crezi, n-ai cum să mergi pe drumul cel bun. Facerea de bine astăzi, din cadrul studiului, o să uh, intrăm în acest subiect, cât se poate în această seară. Codul vedeți bine, dacă mai aveți întrebări, sunt câteva și important să știm cum organizăm timpul, că dacă nu, oricum trecem de nou, deci problema voastră vă asumați. Roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, am ajuns la a șasea, facerea de bine, credincioșia, în înfrânarea pofturilor. Le-am luat de la Z la A, de la final spre început. Pentru că am vrut să încep neapărat cu frânarea poftelor. Cineva cerea predica asta neapărat și am zis că trebuie să-i oferim dacă este obligatoriu, că nu știe despre ce e vorba. Dar uitați-vă că versetul ăsta e foarte important. Dacă suntem atenți la acest verset, o să observăm că sintetizează conceptul de a face bine. Pentru că binefacere este una și același lucru cu facerea de bine. Doar este o formă de exprimare diferită din perspectivă lingvistică, da? nu opri o binefacere, da? nu zice uh, binefacerea trebuie să o faci uh, doar dacă vrei, nu, zice nu opri. Adică Dumnezeu vrea să spună binefacerile sunt date, da? adică ți se oferă posibilitatea și ți se creează un cadru prin intermediul căruia tu poți să faci bine. Ei, când Dumnezeu îți spune în față o binefacere, nu o opri. Tu poți să o oprești. Dumnezeu are în plan să facă bine prin tine, dar tu ești încăpățânat. Nu, zi, nu vrei nicicum, da? Și atunci tu o oprești. Și când tu oprești, tu nu vei putea beneficia de pe seama acelei binefaceri, pentru că binefacerea nu rămâne răsplătită. O să vedem în această seară. Dar uitați-vă că nu oricui poți să o faci celui care are nevoie, nu care zice că are nevoie, deci care chiar are nevoie de ea și sublinierea este când poți. Când poți. Că dacă nu poți, de ce vrei? Și trebuie să știi ce poți și trebuie să știi cât poți. Și aici sublinez să nu cumva să diminuezi puterea ta ca să nu-ți facă Dumnezeu după cum dai. Da? să nu-ți facă veniturile, că unii sunt foarte disperați să facă bani, da? pentru asta respiră, zboară, vin, se întorc, nu suportă ideea să fie plătiți ușor, așa ca mai e ieftin, și sunt foarte disperați. Dar nicio problemă, cuiva i-am spus recent, dacă o să câștigi mai mulți bani, numai bine dai 10% la biserică și tot câștigăm, slăviți să fie Domnul. Da? Continuăm subiectul ăsta și aș vrea să fim foarte atenți la terminologie. Cred că merge cu asta cu mine, nu? E pornit de acolo de sus. Sigur? Ve să fie pus USB-ul, da? Ok. Acum au mers prea mult. Așa. Să fie cu noi, mersi. Da? Facerea de bine din perspectivă terminologică, uitați-vă că apare în Biblie de peste 120 de ori. De peste 120 de ori este această expresie a face bine. Da? se cita din Psalmul 34 și acolo scrie foarte clar cine este omul care dorește viața. Deci a face bine nu are de a face doar cu bogații. Pentru orice om care vrea viață. Da? Cine este omul care dorește viața? Asta e întrebarea. Și care vrea să aibă viitor, să aibă parte de zile fericite, nu doar o viață oricum. Acolo Biblia zice, depărtează-te de rău, și fă binele. Vedeți, niciodată nu o să poți să faci binele câte vreme răul ție în inimă. Am întâlnit în viața asta pe care am trăit-o până aici, la aproape 38 de ani, mulțumesc, mulțumesc înainte și voi la fel, dar nu o zici nimeni a mine, Doamne ajută-i la fel și vouă. Am întâlnit oameni răi, foarte răi. Am întâlnit oameni extrem de răi. De exemplu, dau un caz. Era un șef rău, se credea șef, nu chiar era, care știți ce făcea? După ce cineva făcea curățenie în acea instituție, se ducea intenționat da? și punea niște colțuri foarte greu de accesat, niște semne. Arunca așa câte un gemotoc de hârtie, mic. Știți de ce? Pentru că era rău. Era foarte rău. Și pentru că era rău, nu putea să facă bine. Care era ideea pentru care făcea asta? Ca să insinueze îngrijitoarelor din clădire, a celor doamne care făceau curățenia, că ele nu și-au făcut partea. Intenționat puneau exact într-un loc unde nu se observa, unde foarte greu ajungea și cu mopul, cu mătura, cu de toate, cu aspiratorul, intenționat. Și după câteva săptămâni zicea, uite, vezi, acolo n-ai făcut curățenie. Întrebare, era rău omul ăsta? Tare rău. Dar numai că era rău, nu putea face binele, pentru că răul era lipit de mintea lui, de inima lui. Da? Am întâlnit alte persoane care aveau în acea clădire un sistem de închidere, prin, cum e și la noi, un sistem cu cod, da? După ce pleca ultimul om, acel om rău, intra în clădire, din nou, și aprindea un bec. Cu ce scop? ca să-i facă rău la ultimul om care a închis clădirea, da? Și să-i spună, vezi că n-ai fost atent și n-ai închis clădirea, a rămas un bec aprins. Știți de ce făcea asta omul ăsta? Era rău. Și pentru că era rău, nu putea face binele. Acum, gândiți-vă un pic așa rațional, că toți gândim cu mintea noastră, avem suficientă minte slăvit să vedem pentru asta, cum poți să fii atât de rău? Deci cum poți să fii atât de rău încât intenționat, să insinuezi, să pui probe greșite cu scopul de a face cuiva un rău. Cât de rău poți să fii? Ce poate fi în inima unui astfel de om? Am întâlnit un alt caz, cazul ăsta îl spun în felul următor, un pic îl schimb intenționat, dacă să nu vă dați să mă despre cine e vorba. De exemplu, într-o firmă, un șef se uita foarte atent la un începător, el era angajat de câteva luni, mă, da? Era recent implicat în firma aceea. Și nu și-a dat seama că angajatul ăla îl aude pe șeful, care vorbea cu un alt coleg de-a lui și zicea, uite, eu aștept să văd cum greșește. Îi pun întrebări prin care să-l încurc, să-l fac să greșească. Pentru că nu mă așa învață. Ce gândire. Înțelegeți cât de rău poate fi un om? Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți o persoană pe care o iubiți cu ghilimele, da? Adică n-ați vrea să o vedeți în fața ochilor așa de mult o iubiți și când vedeți că e aproape să greșească, să vă încerce un sentiment de bucurie. Să zici, yes, o să greșească. Știți că sunt oameni care se bucură de rău al Știți că dacă mașina unui om pe care acel om nu-l suportă, e zgăriată, intră așa în el un sentiment de bucurie și zice, lasă că nu numai mașina mea s-a zgăriat. Și a lui. ăla. Alții pun pe altcineva să-i zgârie mașina. Acum, eu sunt obișnuit cu ideea că după o predică e periculos e important unde parchez mașina, mă trezesc cu șuruburi în cauciucuri, eram cu un frate și s o trezit cu capota scuipată, dar asta e viața. Mai greu e când ești în alt județ, știți că orice mașină ai avea sau cu cine ai merge, tot câj e județul și te-o prins ușor. Dar vreau să vă spun ceva, oricât de mult rău ți-ar face cineva în viață, ține minte un principiu, niciodată să nu răspunzi cu rău la rău. Niciodată să nu produci mai mult rău în jurul tău. Pentru că există o nevoie a faptului că răul trebuie să fie undeva scos. Trebuie să fie ca o supapă a răului. Și dacă tu faci un rău, răul pe care tu-l produci se va așeza pe sufletul unui om, în viața unei familii, într-un context anume. Și nu știu cum să-ți spun, răul are efect de bumerang. Cu cât îl trimiți înspre cineva, cu atât îl trântește mai tare în cap. Îți vine înapoi. Nu fără răul și pentru că făcând răul îți faci rău. Vedeți, un om care nu are liniște și stă noaptea și ne scrucește planuri, zice Cartea Sfântă Biblia, și inventează și și imaginează, și zice, dacă o să mă duc la ora cu tare, nu o să mă vadă nimeni. Dacă o să fac proba cu tare, nu o să mă știe nimeni. Nu știu cum, eu îi cam plin pe ăștia care. Da, foarte, nu știu zice, mi se potrivește asta că e prind foarte repede sunt momente în care nici nu trebuie să mă duc pe drumul ăla și din toată l-am prins. Recent era aici, într-o parte a Clujului, am prins pe doi care umblau cu ce nu trebuie, cu substanțe interzise și n-am vrut să-i prind, dar i-am prins. Pentru că să știți că atunci când faci rău, Dumnezeu are oameni care să te identifice. Și există semnale pe care Dumnezeu le transmite în viața ta, semnale de alarmă, de ce opreți, oprește rău. Oprește-te din rău. Să te oprești. Te prinde cineva. Te vede cineva. Ți se întâmplă să fii făcut de rușine. De ce? Pentru că răul, zice Biblia, de la cel rău vine. Aici e o luptă puternică. Tu nu poți să faci bine dacă nu ești de la Dumnezeu care e bunul, singurul Dumnezeu bun la superlativ. E binele întrucupat sau materializat, personalizat, dacă îmi permiteți. Și dacă ai răutate în tine, ai grijă că tu îți lași niște linkuri înspre diavolul. În sufletul tău există niște teritorii, pot fi milimetri pătrați, dar există, unde își așează bagajele cel rău. Pentru că răul vine de la cel rău. Ori de câte ori faci un rău, tu nu lucrezi din lucrurile tale, tu ai împrumutat bagajele diavolului. Niciodată. Oricât de mulți ar face cineva rău, niciodată să nu faci rău vei fi un promotor al binelui și vei fi un suflet care promovează prezența lui Dumnezeu în jurul tău. Facerea de bine, spuneam, apare de aproximativ 120 de ori în Biblie, cu diverse forme a face bine sau faceți binele, da? nu obosiți în facerea binelui, da? și termenul de binefacere apare de 8 ori, după cum observați acele pasaje, le puteți avea oricum și în descrierea grupului de WhatsApp, oricine vrea poate primi acest PowerPoint. E foarte important să înțelegem, dragii mei, că în facerea aceasta de bine există o prezență specială a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu niciodată nu se lasă dator și că există o fațadă a binelui nesuferită de oameni. Uitați-vă că 1 Petru 3 cu 17 spune că este mai bine, deci există un bine și există un nivel mai înalt, mai bine. Deci binele normal este atunci când tu răspuns cu bine la bine, asta e normalitate. Ce lucru neobișnuit face, spune Sfântul Domnul Iisus Hristos, că până și farisei îmbrățișează pe cei ce sunt îmbrățișați, da? pe cei care le răspund cu bine și ei din bune maniere le răspund cu bine. Dar uitați-vă că există un nivel al binelui mult mai înalt. Asta e nivelul cristocentric, dacă poți să-l numesc așa, adică e generat de Hristos și dacă nu l-ai pe Hristos adânc în inima ta, nu-l poți derula. Este mai bine dacă, Așa este voia lui Dumnezeu. Parcă te dă peste cap aici. Pe cum voia lui Dumnezeu nu este să-ți meargă bine? Și uitați-vă ce zice Biblia. Voia lui Dumnezeu este să suferiți pentru că, uimitor, faceți binele. Aici nu prea mai înțelegem. Dar e ok. Voia lui Dumnezeu îi să fac bine, da? Asta e voia lui Dumnezeu. Dar cum să fie voia lui Dumnezeu să ajung să meargă rău pentru că fac bine? Deci asta e deasupra normalului, înțelegeți? Cum? Să fie voia lui Dumnezeu. E mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu, adică dacă pentru perioada asta de timp din viața ta asta îngăduie Dumnezeu pentru tine să suferi pentru că faci binele decât pentru că faci rău. Pentru că oricum suferim în viață. Suferim dacă facem rău, pentru că dacă mergi pe roșu la semafor, te oprește poliția și zia care după câte luni. Hai, plecenții. Ok, nu, nu sper că nu-i profet. Da? Ok, ați înțeles ideea. Asta e o suferință pentru că ai făcut rău, ai trecut pe roșu, iertare. Asta e viața. Cine te-a pus să treci pe roșu? M-am grăbit, nu mă interesează. Trebuie să treci cel mult pe galben dacă era în viteză. Da? Și ăsta e un rău, vei suferi. Mergi pe jos cu bicicleta, cu tricicleta, acum e căldură oricum, da? dar da, da, suferi. Ai o interdicție, da? Pentru că ai făcut răul și asta e normalitate. Biblia spune, până la urmă, și dregătoria este așezată pentru ca să răsplătească pe cel ce face binele cu bine și pe cel ce face răul cu o interdicție, cu o oprire, să spunem un blocaj. Dar aici nu mai pricep, domnule, să suferi pentru că faci binele. Să te uiți în jur la oameni și să le faci numai bine. Și oamenii cărora le-ai făcut bine, în loc să te lase în pace măcar. Nu-i neapărat să-ți facă bine, că poate nu-i duce nimic din viața lor, din perspectivă spirituală. Nu pot să facă încă binele. Dar culmea, culmea culmilor, e omul căruia i-ai făcut bine să-ți facă rău și din perspectiva acestui rău pe care ți-l face, să ajungi să suferi. Ăsta e nivelul omului care îl urmează cu adevărat pe Hristos. Niciodată să nu te mai întrebi de ce în urma unui bine pe care l-ai făcut, ți se face rău. Ți se derulează o faptă rea negativă. Ești pe urmele Mântuitorului. A venit din cer să facă numai bine, a făcut doar bine și pentru că a făcut bine, i-au dat o vină pe Golgota și i au scris, ești vinovat pentru că ești rege. Ești regele iudeilor și tu porți vina aceasta pentru păcatele tuturor oamenilor. Să-i cel mai înalt nivel al binelui. Să ajungi în pușcărie pentru Hristos. Uitați-vă la oameni de înalt nivel spiritual care au predicat Evanghelia, care au făcut doar bine, care n-au avut nimic în viața lor din istoricul lor care să-i determine să intre în blocaj, în această stare de penitenciar pentru că le vin faptele din urmă, nu. Să facă doar bine. Și pentru că au făcut bine, să sufere pentru bine. Cine suferă pentru bine seamănă cu Mântuitorul. În mod normal, ți se întâmplă asta să te miri. De ce suferă? Eram la dimisolul Bisericii mai cu ceva ani în urmă, aproape 10, și știți că avem săptămâna aceea de sărbănță, în februarie, în noiembrie, octombrie, și miercurea dimineața, frații care erau acolo cu dar de prorocie au coborât împreună cu noi, care eram în Comitetul Bisericii de atunci. Și eu aveam o întrebare, pentru că nu de multă vreme cineva mi-a făcut un foarte mare rău. Nu vi le pot spune că n-are rău să umplu mintea. Da? Și făcând un rău ăla mare, mă tot întrebam de câteva zile, mă, dar ce-am făcut rău să-mi facă omul ăsta rău? Nu ce am făcut lui rău, că lui nu a făcut niciodată un rău. Dar de ce Dumnezeu mă îngăduie să fiu tratat în felul ăsta Când eu așa mă întrebeam Nici odată nu i-am făcut niciun rău Nici acelei persoane Nici unei persoane din anturajul acelei persoane Și nimănui din jur De ce mi se întâmplă asta? asta era întrebarea mea Ne-am rugat cu toții Și fratele Liviu Genu, că știți, majoritatea S-a ridicat, s-a pus pe scaun frumos S-a uitat în ochii mei Și zice următoarele vorbe Frate Când ești pe un teren de luptă Te miri dacă vin săgeți împotriva ta și am zis, nu. Păi atunci de ce tot te întrebi cum de oamenii te răsplătesc cu răul la binele care îl faci? Ești pe teren de luptă. Tu ești în armata bună. Dacă ai fi răsplătit doar cu bine, înseamnă că oamenii te-ar lăsa în pace. Că ești în tagma dușmanului. Și dușmanul nu trage o săgeată în tine dacă ești cu el. Dacă ai făcut pact cu satana, te lasă în pace. Poți să faci ce vrei. De ce te miri? Vă dați seama cum Duhul Dumnezeu a descoperit acestui frate slujitor proroc că de fapt eu aveam o durere în inima mea pentru că am făcut bine și oamenii nu, nu mă așteptam să facă bine, că știam că nu pot și nu au resurse, și nici nu mă interesa să facă bine. Măcar asta îmi ziceam mie, măcar să mă lase în pace, să mă lase, să continui să fac binele. Facerea de bine nu e foarte simplă. Și totuși e mai bine. Din perspectiva lui Dumnezeu e o lumină extraordinară când pricepi că nu e suficient să faci bine. E extraordinar să treci de nivelul de a face bine și e mai bine când ai ajutat un om să iasă din șanț. Asta e imaginea cea mai dură. E plin de mocirlă, nu putea singur, nu avea niciun viitor. Și când se vede spălat pe haine, când se vede curat, îți dă o palmă așa. Puc! Fără explicație. De ce mi-ai dat o palmă, prietene? Te-am scos din șanț. De ce îmi face asta? Asta e imaginea Mântuitorului. Când Mântuitorul împărțea doar bine în jur, oamenii, în loc să le lase în pace, el i-a hrănit cu pâine pe gratis, cum era în pasajul de mai de sus, de unde am citit în seara asta la început, le-a mulțit pâinele, le-a dat pești pe gratis și în loc să le lase în pace. Și ce-au făcut? O strigat, ești fiul lui Belzebut, domnul dragilor, lucrezi cu satana, dar când v-am mulțit pâinile cu Satan, am lucrat? Era întrebarea normală din umanul, Isus. Dar când v-am rănit, când v-am dat totul pe gratis, când mi-am expus viața mea, când am dormit nopții întregi să fiu bun pentru voi, când nu m-am pus pe mine ca prioritate, când mâncarea mea v-am spus la ucenicii mei, nu-i doar să am mâncare, pâine, mâncarea mea să-i fac voia Tatălui meu din cer, atunci n-ați avut nevoie de mine. Atunci cu satana lucram. Ei, este cel mai înalt nivel să faci bine. Și e mai bine. E binele la superlativ. Când faci bine și Dumnezeu zice pentru vremea asta în viața ta, asta e voia mea. Să suferi pentru că ai făcut binele. Să suferi, să taci, să treci, să mergi mai departe. Mai vreți bine? Unul Petru 3 cu 13 spune și știe, știe, știe să facă rău și cine vă va face rău sau cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine. Adică vrea să spună Sfântul Apostolul Petru e imposibil să fie cineva care să ajungă să vă afecteze pe voi. Când voi sunteți atât de conectați cu binele, atât de prinși în această legătură perfectă între Domnul Isus Hristos și voi, încât voi știți că sunteți conectați cu Dumnezeu, să vină toată România să-ți spună: Vezi că greșești cum te îmbraci, greșești cum vorbești, greșești ce atitudine ai, greșești că citești din Biblie, greșești că mergi la biserică, greșești că împarți din, din banii tăi la cei din jurul tău, greșești că zâmbești unor oameni care ți se încruntă, să vină toată lumea întreagă și să-ți spună nu faci bine ceea ce faci. Nu poate. Nu te poate clinti. Știți de ce? Tu ești plin, în tine nu mai intră nimic din perspectiva cealaltă, ești plin de râvnă pentru bine. Sunt foarte mulți oameni care spun, eu nu mai pot să fac binele pentru că prea mult rău există în jurul meu. Mustește rău în jurul meu. Am o grămadă de oameni răi lângă mine. Sunt oameni care nu sunt convertiți toți membrii din familia lor din care fac parte și vin și spun pentru că așa de rău în casa mea nu mai suport. Eu fac o pauză în mintea mea. N-apuc să le zic întotdeauna. Și îmi zic n-ai niciun argument să nu faci binele. Să fie în jurul tău numai puroi spiritual. Să fie în jurul tău numai gunoi. Dacă tu ești conectat cu binele cu Isus Hristos, dacă ești plin de râvnă pentru bine. Cine poate să-ți facă ție rău? Binele din tine evadează, se exteriorizează, efectiv acaparează răul. Binele tău, ca pe muntele Carmel, când focul a coborât peste jerfă, binele tău, efectiv, retrage toată apa aia murdară. Era plin de apă acolo ca să nu cumva să zică că radezele sorare au lovit cumva și reflexia soarelui a prins jerfa. Și zice Biblia, focul ăla a subt apa din șanțuri. 12 găleți erau acolo. Pentru că binele, când vine din Hristos, binele cu mare. Când în tine e un bine la superlativ, e o viață plină de bunătate să faci bine evadează. Nu poate rămâne nimic ascuns. Binele din interiorul tău iese afară. Ascultați acum, pentru surori am un mesaj. Mai ales că nu sunteți încă căsătorite, deci nu puteți practica chiar azi. Aveți timp să le faceți. Ascultați ce zice Biblia 1 Petru 3 cu 6. Să fiți ca Sara care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi dacă, dacă, faceți binele fără să vă temeți de ceva. Să fii atât de conectat cu Dumnezeu și să faci bine fără frica de ce e în jurul tău. Să nu te mai întrezeze câți oameni fac rău. Să nu te mai temi cum vor percepe oamenii din jurul tău binele pe care îl faci. Să capacitatea aceea ca binele din tine să producă în jurul tău un râu de viață. Să transforme tot ce e în jurul tău ca anturaj, vin oameni încruntați în jurul tău, binele tău, când încep să spui, uite, asta mi-a făcut Dumnezeu mie, asta vreau să fac pentru cei din jurul meu și zâmbetul tău spiritual nu forțat, real, bucuria mântuirii din inima ta evadează. Se transformă tot un jur. Intri într-o cameră unde oameni încruntați, răi, dubioși, abia așteaptă să facă rău în jurul lor, abia așteaptă, te bârfesc pe la spate, spun tot felul de lucruri rele și de despre tine și intri în camera aceea. Intri în biroul acela. Intri la locul de muncă. Se face liniște. De ce? Păi tocmai despre tine vorbeau de rău. Și Domnul ți a zis, intră acum, că trebuie să-i pun pământ. Și lași un pic ușa deschisă ca să mă le mai fie un pic frică și teamă. Și o închizi încet și îți vezi de treabă. Când ai argumente să-i spui, prietene, vezi că din două cuvinte te-am făcut praf. Să taci, să faci binele. Pentru că binele nu are nevoie de reclamă. Binele se autoreprezintă. Binele nu trebuie să fie prezentat binele evadează. Vrei, nu vrei, când nu te aștepți, binele pe care îl faci apare, uitați-vă. Când faci un bine, e ca și cum mai merge la bancă, la banca cerului. Și n-ai face un împrumut pentru tine ce ai dona, fără dorință să primești bani înapoi. E merge la o asociație cu oameni cu dizabilități și zice, uite, pentru persoana asta care nu are cărucior, Vreau să-i cumpăr un cărucior din banii mei. Dar sunteți rudenie cu această persoană? Nu. O cunoașteți? Nu. Și de ce vă de asta? Așa mi-a zis Dumnezeu. Cine are milă de sărac, zice Biblia, împrumută pe Domnul. Să-i spui lui Dumnezeu, îți dau bani împrumut. Dar tu nu zici asta, să se întâmple în realitate. De ce? Pentru că El, Dumnezeu, vă va bine binefacerea. Fă bine în jur cât poți mai mult, împarte bine peste tot, vorbește cu toți în așa maniere încât ai simți că ar trimite Hristos niște cadouri din cer pentru oameni. Dă tot ce poți, tot ce reușești, nu fă cu interes meschin, las că dau pentru că să-mi dea Dumnezeu. Nu fă dealuri cu Dumnezeu să-i spui, Doamne, dacă îți dau acum 10%, trebuie neapărat să-mi dai jobul cu tare, că dacă nu, nu mai dau nimic. Asta e un fel de marketing de doi bani. Spiritual vorbind, n are valoare. Să ai milă. Să oferi compasiune, să vezi în jur oameni care nu mai au perspective și ție să nu spese de imaginea ta că pierzi că nu ai. În biserica aceasta sunt copii ai unul părinte, nu mai e în viață, care mi-amintesc că în urmă cu 20 de ani s-a împrumutat ca să pună niște bani la clădirea care se construia peste răscurțarelor. N-a dat banii dumnealui. S-a împrumutat să facă asta. Judecați-l cum vreți voi. Atât vreau să vă spun. Ce a făcut omul ăla mi-a rămas adânc gravat pe inimă. Să dai. Dar nu pentru că te, te obligă cineva, nu pentru că te stoarce cineva, nu pentru că zice cineva, hai de repede. Nu. Ci pentru că tu ești conștient că făcând bine, mila ta e din Inima lui Dumnezeu, e din Dragostea lui Dumnezeu. Cine are mila de sărac, împrumută pe Domnul. Știți cum îi zice Biblia, aruncă-ți pâinea pe ape. Adică. Pune acolo unde nu observi care ar fi important, nu te vede nimeni. Pe ape nu se fac filmări. Când arunci pâinea pe ape, la cine o arunci? De păi, ce o să o arunc, domnule? Pentru deci că trebuie să o țin pentru mine, nu? Să o acaparez. Nu, nu, nu. Aruncă pâinea pe ape. Nu o să vezi utilitatea acelei dărnicii, acelei binefaceri. Dar nu după multe zile. Nu știu cum să întoarce râul ăla. Și o vei primi iarăși. Nu știu cum se schimbă circuitul traseului, dar nu arunca pâinea pe ape ca să-ți vină înapoi, ca să înseamnă business. Aruncă-ți din dragoste. Uitați-vă că e foarte important să facem binefacere prin rugăciunile noastre. 2 Corinteni 1 cu 11 spune Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, scrie Sfântul Pavel, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Poate că zici, n-am mulți bani. Da, te înțeleg, ești studentă, ești student, nu ai resurse financiare foarte mari. Binefacere nu înseamnă doar să dai bani. Binefacere e să scrii un mesaj unei persoane la care Duhul lui Dumnezeu îți spune, transmite-i că pentru situația prin care trece, el sau ea, tu te rogi. În ultima vreme mă trezește Duhul Sfânt la ore mici, nu vă spun care, că e mai bine așa. Și mă gândesc, de ce mă trezesc? Cui trebuie să-i fac o binefacere cu o rugăciune? La cine trebuie să împart din timpul meu, din resursele mele fizice, expunându-mă personal printr-o zi de post? Mă amintesc că la un moment dat a intrat în biroul de consiliere o familie și nu mai era nicio soluție din perspectiva umană. Duhul Sfânt mi-a zis și le spun, uite, dacă voi nu mai vreți să vă împăcați, dacă vrei, nu, voi nu mai vreți nimic de la viața voastră, uite, eu pentru voi, joia viitoare o să postez. Nu mă interesează ce faceți voi. Nu mă interesează ce planuri aveți voi, nu-mi pasă de ce decizii luați voi. Un singur lucru vă spun, că vă rugați, că nu vă rugați, că postiți, că nu postiți, că vă dați în cap, că nu vă dați în cap, că vă certați, că sunteți agresori, că cum sunteți, nu mă interesează. Bineînțeles că le-am spus că nu au voie să fac asta, dar le-am spus așa, uite, pentru voi eu o, o zi de post. Fă o binefacere de asta. Cei mai săraci oameni de pe planetă nu sunt cei care dorm în canale. Nu sunt omle și nu sunt oamenii care n-au siguranța pâinei pentru ziua de mâine sau pentru seara ca asta. Cei mai săraci oameni de pe planetă sunt oamenii pentru care nu se roagă nimeni. Căutăți un om pentru care nimeni nu se mai roagă. Și fă o binefacere, bifează -ți. Am văzut oameni pe care i-am apreciat foarte mult și mi-au zis, uite, frate, care la spatele Bibliei am o listă, tu ești pe locul 31 de azi încolo, pentru că o să mă rog în fiecare zi pentru tine. Am un dezirat pe care mi-l doresc din toată inima să se întâmple în viața mea. Să știu că în fiecare evangelizare unde mă duc, oriunde aș fi pe planetă, există 50 de oameni care se roagă pentru mine. 50 de oameni care se roagă pentru mine. Spurgeon predica la 17 ani, predica la 23.000 de oameni în tabernacul din Londra. Dumnezeu îl folosea cu așa putere încât atunci când a testat acustica clădirii, știți că pe vremea aia nu erau invitate microfoanele, s-a așezat undeva în balcon, într-un colț și a testat acustica și undeva în clădire, agățat pe o schelă, era un domn care punea ceva la nivel de lumină. Și bărbatul ăsta a strigat și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. N-avea microfon. Când a zis fraza asta, bărbatul care era gățat pe schelă și-a predat viața lui Hristos. Și-a schimbat radical. Specialiștii, pentru că l-au numit principele predicatorilor, l-au întrebat, domnule Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, te întrebăm, care este secretul succesului tău în predicare? De ce vin 23.000 de oameni și tu ai numai 17 ani? Și-a zis, dați-mi să vă cobor la demisol. I-a coborât pe ușa din spate, cum ar fi aceasta, din dreptul amvonului. Și la demisol erau 50 de oameni care se rugau. Livrează-o binefacere. Un om care nu mai are speranță, un om care are gânduri periculoase. Nu trebuie să mișlocești mustrând duhurile. Trebuie să zici, Doamne, îndură-te, ai milă. Lucrează ai milă de persoana asta, intervină după maniera pe care tu ai ales-o pentru a lucra în dreptul acestui suflet, livrează o binefacere în dreptul unei persoane pentru care nu se mai roagă nimeni. Sunt atâtea oameni pentru care oamenii din jurul lor nu se mai roagă, nu mai au timp să se roage. Noi zicem binefacere, da, bani, lăsați-ne cu banii, spun unii. Nu, rugați-vă. Ia o zi de post pentru cineva din viața ta. Ia un moment special în care să stai în genunchi, dimineața, seara, la miaz, miezul nopții, în zorii dimineții, nu știu cum, vă timp și pune în genunchi și zii Doamne, mă rog și zi numele și prenumele și spune-i Domnului pentru ce te rogi. Sfântul Pavel, nu-i oricine, zice, voi înși vă ne, ne veți ajuta. Păi noi să te ajutăm pe tine, Sfântule, da, cum te ajutăm? Îți livrăm niște bani, îți cumpărăm nouă corabie? Nu! Cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciuni, să da binefacere. Probabil că ar trebui să schimbăm optica puțin la ce înseamnă binefacere și să nu ne oprim doar la bani. Nu opri o binefacere. Zice cineva, uite, am un examen, poți te rog, să te rogi pentru mine, nu-i opri binefacerea asta. Zice cineva, uite, trec printr-o situație dificilă, mi se întâmplă ceva care nu pricep în viața mea, nu opri o binefacere. Nu contează cât dai, contează cum dai, când dai și din ce motivație. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci, Asta e la motivul facerii de bine. Principiile binefacerii pe scurt, în primul rând sublinez, doar amintesc pentru că am zis deja, purtătorul sau cel ce e în providență, creatorul binelui, e Dumnezeu. El inițiază binefacerea și el este inițiatorul binefacerilor. Nimic bun nu vine la întâmplare, nimic bun, spune Biblia, nu locuiește în noi, în firea noastră pământească. Tot ce avem bun vine de la Dumnezeu, care este Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Lăutați să fie Dumnezeu. Un al doilea principiu foarte important, binefacerea trebuie să aibă un parcurs, o pregătire. Există urgența care vine și zice acum rezolva asta, dar de fapt există nevoia unei inimi care să fie plină, de bunătate. Trebuie să fie plină de dragoste. Inima binefacerii, dacă pot să zic așa, este o inimă pregătită pentru a face bine. Fiecare să dea cât a hotărât în inima lui și să dea din toată inima. Nu da, 100 de lei dacă îți pare rău. Dacă 200 săptămâni te gândești că ai pus la colecte 200 de lei, nu-i pune sau 100, nu pune, te rog, nu pune, te rog frumos. Dacă nu despre asta vorbești și spui las că am făcut las, că am dat las, nu, nu are niciun rost. Pune dacă ai inimă pentru azi. Știți că la un moment dat erau fraisei și care aveau puneau din prisosul lor, aruncau, visteria era ca un fel de pungă mare, dar bineînțeles că o formă diferită, ca un fel de vas, și luau din buzunar și aruncau din prisosul banilor lor și se uitau în jurul, cine m-a văzut, cine m-a văzut? Nu m-a văzut, numai m am văzut, erau nemulțumiți că nimeni nu ar fi, trebuia să le pună pe fontispiciu, puneți-le numele pe display să-i vedem. Nu, și Hristos a zis, vedeți? I-am văzut și pe ăștia care dau mult, dar nu li se contabilizează deloc. Și am văzut o văduvă. N-are nici bărbat. Resursă financiară înseamnă bărbat, stilul da? Stâlpul casei. N-are nici perspective și n-are nici mulți bani. Toți banii ei care au mai rămas până la următorul venit sunt doi bănuți. Doi. Numai doi. Și cei doi se uită în inima ei, văduva săracă și zice, pe amândoi o să-i dau nu la templu, nu în visterie, o să-i dau lui Dumnezeu. De ce? Pentru că inima acestei văduve nu era legată de banii ei, nu era legată de perspectivele ei. Și ce zice Biblia acolo? A dat tot ce a mai rămas ca să trăiască. Vedeți? Viața ei era conectată cu Dumnezeu și femeia asta a zis, dacă nu o să mai am bani, nicio problemă, rămân cu Dumnezeu. Cum dai tu curajul profetului Elie să-i ceri unei văduve din Sarepta Sidonului, care era un băiat minor, care ți-a zis că mai are puțin un delen pe fundul unui vas și puțină făină, mai face o turtă pentru fiul său, mănâncă el primată și dacă îi mai rămâne, mănâncă și așa, și apoi mor amândoi. Ce fel de om poți să fii tu, omule, Ilie, profetule? Că tu îi zici, așa vorbește Domnul, dă-mi mai întâi mie. Pentru că dacă faci pasul ăsta al credinței și ai inima pentru binefacere deschisă, atunci o să vezi că un de nu ți se va împuțina și făina nu se va termina până când va trimite Dumnezeu resurse să fie din nou ploaie în Israel și circuitul apei natură să continue încât să ai roduri. De ce? Inima binefacerii e o inimă total predată lui Dumnezeu. Să-i dai lui Dumnezeu numai câtă inimă ai dat. Să-i dai lui Dumnezeu numai cât dai, fără să ai mușcări. Fără să te întrebi, oare am făcut bine sau rău? Să dai numai atât cât simți în inima ta și ești convins că așa trebuie să faci. Apoi uitați-vă că al treilea principiu este puterea de a face bine. Intenția de a face bine nu e suficientă. E necesară și puterea de a face bine. Fiecare să dea și nu opri o binefacere celui ce o cere, dacă o poți face. Ce trebuie să fii foarte atent, să fii foarte bine chivernisit, chivernisită, să fii foarte bine pus la punct cu toate lucrurile și dacă ai puterea să dai, să dai după puterea ta. Nu ți cere nimeni niciodată să dai mai mult decât ai putere. Despre macedonieni se spune că au dat mai mult decât au avut. De ce? Au avut acel impuls al Duhului Sfânt care le-a zis: Acum e nevoie de un sacrificiu, pentru că Sfinții merg cu Evanghelia în misiune. Nu fiecare săptămână vor merge. Acum merg. Expuneți-vă mai mult și dați mai mult. Și spune Biblia. Sărăcia lor lucie. Cu o inimă plină de bucurie și de dragoste, cu o dăruire reală, a dat un peșuc de bogății. Sărăcie lucie. Putere nu înseamnă putere financiară, înseamnă putere spirituală. Mi-amintesc că eram în anul în... Da, trebuia să mă înscriu la doctorat. În 2010. Și eu am zis lui Dumnezeu că dacă vrea să fac doctorat în teologie, atunci obligatoriu trebuie să-mi trimită banii cu specificația pentru doctorat. Nu știu ce spun asta, nu știu pentru cine. Eram în prietenie cu Alexandra, vederea căsătoriei, nunta era fixată, dacă bine mi-am amintesc, oricum știam sigur că ne vom căsători și ne-am și căsători vii să fie toți, pentru asta ați fericit. Domnul să vă și pe voi, că mai mult ca bine nu se poate, dar la fel vă doresc. Da, mi-a deja zâmbește că știe el de ce. Da, ok. Dar a prins ideea și trebuia până în 15 octombrie să achit prima rată, da? Prima rată pentru doctorat. Eu am vrut neapărat să fiu la buget, era imposibil pentru că eram la teologie reformată în cadrul Universității babeș Boi, acolo linia era maghiară, eu nu știam limba maghiară, deci nu puteam fi la zi, așa că a fost. Fără să vreau situația, așa. Și am zis, Doamne, te rog să faci o minune, nu știu cum faci, nu știu cu cine vorbești, eu nu dau niciun telefon, eu n-am spus nimeni, nu vorbesc cu niciun prieten din biserică, cu nimeni, nu zic, împrumută, mă ajută, mă nimic. Dacă tu vrei să fac asta, fă o minune. Și am zis, Doamne, dacă nu o să-mi dai banii cu specificația pentru doctorat, să știi că o să-i utilizez la rochia Alexandrei. Dar, oricum ea primea de la Domnul prin relația ei cu Domnul, nu trebuia să se întâmple asta prin mine, dar așa am zis eu, o să pun banii pentru nuntă, știți voi cum e cu nuntă, nu? Necesită tot o felul de situații. E ok, ceilalți o să știți, ziceți amin, Doamne ajută, știu că a zis în gând, de 4-5 ori deja, dar ok, într-o noapte pe la ora 1, eram pe aceeași stradă în casa de jos, de pe București nici 3, M-am trezit cu telefon, aveam un telefon pe vremea aceea cu clapetă, mi era întors, îl puneam doar lumini și ca să nu văd nici lumini de să mă îndreajeze noaptea, că să mai trezea câte unul să mă sune, când nu o trebuia, îl puneam încât nu puteam să văd lumini, da? la ora, ora 1 aproximativ noaptea, în mijlocul nopții, fără explicații, în timp ce dormeam, m-am trezit cu telefonul în mână, fără să vibreze. Trezit cu telefonul în mână. Am deschis telefonul, o voce de la capătul firului, dintr-un număr private number, în mod normal, dacă gândeam doar românește, nu răspundeam la telefonul ăla, așa, o voce a zis, Caleb, ia un pix și scrie, sunt banii pentru doctorat. Am zis, da cum, de unde, de ce? N-a avut timp să spună prea multe, era în viteză persoana aceea, era de pe un alt continent, nu vă spun care, și a zis, iau un pix și scrie. Deci ca și cum mi-ar fi poruncit, vezi că n-am timp prea mult. Am sărit să prin becul, am prins prima foaie de pe masă, am găsit un pix și am scris un cod de Western Union sau MoneyGram, nu mai știm care era. Am închis telefonul, după ce am zis mulțumesc, n-am apucat să aflu prin cine, cum, de ce, ce s-a întâmplat. M-am pus să dorm, am adormit, a doua zi dimineața am convertit valuta aia în lei și era cu 100 de lei mai mult decât trebuia să plătesc. Deci Dumnezeu vă să dea și un bonus, că eram student, știți cum eu constez cum studenți. Da? Vă să dea un bonus de 100 de lei. Și până în 15 octombrie, în 10 era asta aproximativ, deja eram înscris la doctorat. Am fost foarte curios să aflu de unde au venit banii aia. ce în ziua de azi nu știu. Un singur detaliu am primit. Persoana aceea mi-a spus, eram la rugăciune și împreună cu mine erau niște văduve care, după ce s-au rugat, au primit îndemn de la Duhul Sfânt că trebuie să facă o colectă între ele, să strângă niște bani și că trebuie să-i trimită în cluj la unul caleb are nevoie pentru doctorat. Vedeți seama cum mișcă Dumnezeu globul ăsta și îl învârte așa? În mod normal eu trebuie să vorbesc cu oameni din jurul meu, să dau telefoane. În mod normal trebuie să aplic metoda cere și ți se va da. Dar am zis, Doamne, eu nu cer prin oameni. Eu cer prin tine. Și tu faci ce vrei. Nu vă imaginați că în fiecare zi primesc un telefon la ora 1. Da? Doctoratul s-a terminat. Asta a fost numai în primul an, la prima rată. Deci, să ne înțelegem, da? A prins ideea. Să miște Dumnezeu niște văduve. Dacă aș fi știut că e de la văduve, recunosc că n-aș fi primit bani. Deci dacă ar fi venit cineva să fi dat și să fi cunoscut pe persoana, să zic, nu se poate, vă rog frumos, iertați-mă, nu pot primi de la dumneavoastră. Și atunci Dumnezeu a păstat anonimatul, le-a pus să se roage și în timp ce se rugau, a mișcat, era alt fusorar, era pe alt continent și a trimis. De ce? Nu trebuie să ai mulți bani. Trebuie să ai puterea de a face bine. E foarte importantă potrivirea, în al patrulea rând, potrivirea binefacerii tale cu nevoia reală. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Celui ce are nevoie de ea. Să, să primești lumină. Binefacere nu înseamnă doar să dai niște bani așa, da. Binefacere înseamnă să ai o lumină foarte clară, să ai un parcurs, să-ți vorbească Dumnezeu, să pricep prin Duhul. O grămadă de oameni mă sună, înțelegeți ce zic? Azi m-a sunat o persoană și mi-a zis, intră pe site cu tare, că există niște animăluțe care sunt maltratate și nu știu cum, și tonează 10 euro ca să nu mai fie maltratate. Și zis, iertați-mă, eu sunt pastor, nu mă ocup cu... Înțelegeți? Eu ajut oamenii, dacă vreți. Adică, cum să dau 10 euro pentru un animăluț? Ați priceput ce am zis? Dar mi a trimis un mesajul de mesaj, o trebuie să archivez. Chat, la mine e arhivată persoana. Sper că mă ascultă online, nu se să-i dau Da? Înțelegeți? Foarte important. Creează presiune. Imaginați-vă că eu pregăteam mesajul ăsta de a face bine și o zis, fiți bun, vă rog, și faceți bine. Potrivea, nu? Parcă vorbea Dumnezeu. Cine are nevoie, o nevoie reală, nu da oricui, trebuie să ai călăuzire când dai. Trebuie să-l faci în așa fel încât să nu se simtă prost persoana aia. Nu da în așa manieră încât să-i fie rușine cât te mai vede. Dă-i de așa manieră încât să nu vadă nimeni. pune într-un plic frumos, cam ovlat, nu știu, stai lângă ea ca soră, cere-i Biblia să-i vezi semnele. pune frumos, nu știe nimeni ce a plecat. Nu trebuie să faci tantam, trebuie să știe nimeni că tu faci asta. Binefacerea se face în ascuns între Dumnezeu și tine. De ce faci asta? Așa trebuie. Cine s-a zis Dumnezeu? Când? Nu e problema noastră dacă nu trebuie să-i spui. Foarte important. În al cincilea rând cu care închei e nevoie de perseverență. Perseverența în binefacere. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel să nu obosim, să riscu, să ajungi să obosești în facerea binelui căci la vremea potrivită vom se cera dacă ne-am obosit, dacă nu vom cădea de oboseală. Tot Sfântul Pavel spune în 2 în 3 cu 13, fraților, să nu osteniți în facerea bine. Adică să nu vă obosiți atât de tare încât să vă opriți. Este oameni care spun, gata, nu mai fac niciun bine, numai rău am primit, domnule. Am făcut bine, 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 bine și numai rău în jurul meu. Nu o să mai fac niciun bine niciodată, deja e obosit. Ia un pic de o spirituală, nu somn, o Adică reconfigurează mintea, gândirea, prioritățile. Așează-ți mintea în direcția bună, fi foarte conectat cu cerul. Re Resetează-ți conexiunea ta cu binele, cu Hristos. Reașează-ți prioritățile valorice ale vieții tale. Și începe să faci bine. Așa de mult apreciez maniera în care lucrează Duhul Sfânt în viețile oamenilor. Știți cum îmi dau seama că un om e pe linia bună? Pentru că începe să facă bine. Nu neapărat că dă bani, face bine. Un gest mic, neobservabil. Poate 90% de oameni din jurul lui sau din jurul ei nu vede. Și nici nu trebuie să vadă. Dar cine are ochii buni, spiritual vorbind, ochii lui Dumnezeu vede. Se semn, nu că Dumnezeu lucrează în inima aceea. Lucrează, transformă, eliberează, dă viață. Fă binele. Nu neapărat dă bani, fă un bine. Nu știu, spune ceva cuiva din jurul tău. Când ți s-a făcut mult rău, ai tendința să fii ca într-un fel de așa camel, cu se bagă în carapacea lui, se închide, se face în cochilie, nu o să mai zic nimic, gata, să ți mă bagi. Ești din cochilie. Chiar dacă ești ca un mel care înaintezi puțin, nu te opri. Continuă drumul. Nu te opri de frica faptului să nu fii din nou împuns, din nou atacat, nu te închide în tine, în viața ta, nu te retrage din, din activitatea ta spirituală. Fă bine, fă bine în continuare. Nu fă bine mult, fă bine de calitate. Că cine știe să facă un bine, dar trebuie să știe și nu-l face, zice Biblia, să vârșește un păcat. Voi vi să ne ridicăm cu toții. Haideți adică în rugăciunea asta să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-ne să pricepem care e binele pe care trebuie să-l facem. Dă-ne putere, Doamne, să scoatem orice răutate. Când ni s-a făcut rău, atunci e momentul să răzbun din ghilimele de rigoare situația răului cu un bine, să faci un bine mai mare. Și spui, diavole, diavole, uită, l-ai folosit pe omul ăla, ai folosit situația aia, circunstanțele alea, să-mi produci rău, simt în stomac cum mi se întorc toate pe dos, parcă totul ca un acid. Care mă afectează în numele lui Isus, pentru că eu sunt al lui Hristos, o să fac mai mult bine din zi Pentru că răul ăla a venit peste mine și m-a afectat și simt să mă răzbun cu un rău, în numele Domnului voi face mai mult bine. Voi face un bine de așa altă calitate încât cerul să se bucure pentru binele pe care îl fac. Depărtează-te de rău și fă binele. Și rugăciunea asta vreau să mediteze asupra oricărei stări de răutate, de rău, când ai făcut un rău, când ai zis, a, să-i să facă Dumnezeu asta, să, -s, să, să moară nu știu cum, să fie afectat nu știu cum, rău, 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 scoate rău din tine, scoate rău din tine, n-ai voie să gândești în domeniul răului, în materie de rău, răspunde cu bine, răspunde cu bine cuvântare. N-ai ceva bun de spus? Taci, nu zici nimic, taci, nu răspunde la provocări. Roagă-te și zici, Doamne, dă putere să fac bine, ne rugăm cu toții.